dacă veți urmări paginile acestui e-book, veți vedea evoluția în imaginea României de la acele fotografii dramatice ale momentelor de acum 25 de ani, din decembrie 1989, și evoluția până în anii 90, în anii 2000 și în prezent, care relevă transformările spectaculoase prin care a trecut această țară și pe care adesea, poate din diverse motive, poate de autoflagelare, nu le observăm și poate nu le promovăm suficient. O expoziție, de asemenea folosind elementul vizual în care Ager Press excelează, pentru a pune în oglindă un trecut recent, acum 25 de ani, și actualitatea românească, un proiect care s-a desfășurat și se desfășoară în continuare în spațiile publice ale Ministerului de Externe, sub titlul Romania 25 Years After 25 Years of Democracy. Doza de optimism debordantă din aceste poze color este minunată și pe acestea trebuie să le vedem și să le transmitem lumii. În același timp însă, pozele dramatice, tulburătoare, de la Revoluție, din timpul acelor momente, sunt de asemenea datoria noastră către noi care am trăit acele vremuri, dar mai ales către mulți, mulți, mulți tineri, marea majoritate, care nici din poze nu pot să-și imagineze cum au fost acele vremuri, să le arătăm de unde am pornit ca să înțeleagă unde am ajuns. Mare parte a imaginilor ne arată evoluția, iar imaginile nu pot fi contestate. Fie că privim Bucureștiul, Moldova, Ardealul, Oltenia, Dobrogea, se vede clar că în 25 de ani lucrurile au evoluat. Avem nevoie de imagini pentru a ne aduce aminte. Avem nevoie de experiențele negative din trecut ca să avem din ce învăța pentru a putea construi viitorul copiilor noștri. Avem nevoie de exemplele pozitive din prezent ca să putem spera în continuare. Este foarte important pentru România să nu-și piardă speranța. Imaginile, de fapt, sunt expresia speranței noastre spre mai bine. Iar noi, cei de la Ager Press, suntem mândri că vă putem oferi acum aceste imagini, care vor sta mărturie și peste alți 25 de ani și nu ne vor lăsa să uităm.